Noapte albă pentru salvamontiștii hunedoreni, un tânăr din Republica Moldova s-a rătăcit sâmbătă în masivul Retezat și a avut nevoie de ajutor. Bărbatul de 30 de ani a ieșit de pe traseu și l-a prins noaptea în echipament neadecvat pentru frigul din această perioadă. Intervenția promptă a echipei din zonă a făcut ca turistul să-și revină și nu a mai solicitat alt sprijin medical. Tânărul a plecat sâmbătă de la cazare singur către zona Bucura, un traseu lung de aproximativ 9 ore. L-a prins noaptea și când și-a dat seama că s-a rătăcit, a dat alarma. Au dat de el pe Valea Stănișoara. Turistul era epuizat. În cursul serii am primit un apel de la o turistă cazată undeva la poalele de Retezatului de Nord, Lucșoara sau Slagul, nu știu exact, cum că unul dintre colegii lor, care s-a deplasat în cursul zilei de ieri până la Bucura și înapoi, l-a surprins noaptea în zona montană, neavând lanternă, fiind slab echipat, a pierdut poteca și a trimis un SMS cu coordonatele care le avea el pe telefon. Pe baza coordonatelor acestea, noi am făcut demersul de localizare și de a demara acțiunea de salvare. 5 salvamontiști hunedoreni au participat la acțiunea de salvare care a durat 7 ore. Salvatorii montani atrag din nou atenția asupra echipamentului adecvat pe care turiștii trebuie să-l aibă când abordează un traseu pe munte.